Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Pack Opening de pe acest canal de YouTube. Probabil când vedeți voi clipul ăsta, toți la Liga nu mai e în pachete, dar a reușit să postez și clipul ăsta. Eu am o presimțire că îmi va da ceva bun în clip, n-am deschis încă nimic, dar eu sper, bă, dacă nici azi nu-mi dă, nu mare când. Așa că hai cu un like înainte de a începe acolo, m-ar ajuta tare, tare mult. De asemenea, un subscribe dacă încă nu ați făcut-o, să ne apropiem acolo în forță de 11.000 de abonați și... Azi avem spuse, începem cu pack opening-ul, premii de rivals, toate SBC-urile, obiective, cupe. Fiți atenți, dau acum în toți garantat, ca să vedem și noi un prim albastru în clipul ăsta. Și pe live aici, haide! Mamă, în bamba direct. Cine-i mă ăsta, mă? Nu Banza, frate, Banza ăsta. Deci m-a terorizat Banza ăsta când a fost el la vremea lui în pachete. Bă, m-a terorizat, îmi pica în continuu, iar a revenit. Jumbo Rare Players Pack, pachet de 100.000, tot ce vedeți voi aici sunt premii de Rivals plus 85 ori 20 de la Season. E nebunie maximă, trebuie să ne dea ceva bun. Tot de aici, haide moment! Anglia, KM, Bellingham, mamă, Job Bellingham. L-am prins pe Bellingham, bine! Doar că am prins Bellingham-ul greșit. Bă, adu-l și tu pe frate-tu aici la club la noi, mă. Seamănă, mă, cu el. Adu-l, mă, pe frate tot la club aici, la echipa noastră, mă. Că cu tine nu prea am ce să facă, zic sincer, cu tine nu prea am. Ești cam slăbuț. Haide, mă, bă, dacă nici acum, deci 5 pachete, unele dintre cele mai bune pachete în joc. 85 plus ori 4, 87 ori 2, 85 ori 20. Hai cu un 85 plus ori 4, e gol, băi. Nu știu, mă, oare am eu pretenții prea mari, mă, sau... Oare cer eu prea mult să-mi dea Team of the Season... În condiții în care sunt vreo 50 de Team of the Season în pachete să-mi dea toți din 8-7, din 8-5 ori 4, cer eu prea mult. Hai cu Bellingham. Hai cu Bellingham, dar nu ăla de mi-a picat mai devreme. Din nou un 85 plus ori 4. Haide, mă, tot gold. Deci 85 plus ori 4 cu gold. Nu dă toți din 85 plus ori 4. 8-7, hai cu rating mai mare. 89, măcar atât. Măcar atât, frate. 87 cu 89 pe spate, 86, 85, destul de ok. 87 plus ori 2, tot cu gold. Nu dă, mă, nu dă tot. Ia uite, iară, Odegaard. Deci acum 2 secunde mi-a picat Odegaard, iară, mi-a picat tot Odegaard. Ce chef să mă am eu de jocul ăsta când nu dă nimic. Îmi dă fodder, bă, ok și fodderii, nu zic, dar m-am săturat de fodder, vreau și un tot bun. 86 plus ori 2, toți, mă, din 86 ori 2, dă-mă ceva cu Spania, KB. Da, Barcelona, ok, deci e totul pe spate, haide! Irene Paredes de s-a dus o colegă de-a ta de la Barcelona. Ceva bun, și mă! Cine-i ăsta? Miguel Gutierrez, frate, totul cu numărul 144. Bă, ținând cont de pe care am deschis, e ok, 92 rating, dar nu-mi place că m-am săturat, bă, să văd aceleași carduri slabe cu care nu am ce să fac, adică vreau și eu... Vreau și eu ceva. Uite, 87 ori 2 fără toți. Deci băi, incredibil. Toate pack-urile de la Rivals, din toate pachetele de la Rivals divizia 1, am prins un singur tot. Ăla a fost un tot moment și a fost Bellingham de 28k. Bellingham ăla mic, vă dați seama. Din 87 ori 2 de 2 de 87. Adică, bă, ce să mai zic? Ce pot eu să mai zic? Haide, mă, 85 plus ori 20. I-am dat. Nu cred că nu e toți din 85 ori 20. Ok, am încheiat-o cu jocul ăsta. Am mai văzut un băiat că n-a prins toți din 85 ori 20. Am zis n-are cum. E stricat la el. Bă, măcar am mai văzut că mai e cineva în situația mea în care n-a prins toți din 85 ori 20. Mi se pare bătaie de joc pe față. Nu mai am cuvinte. Bro, 85... 20 de carduri 85 plus fără toți. Wow. Nu există așa ceva. Hai să vedem, băieți, două pachete pe contul meu. Un 86 ori 2 și un 86 ori 3. Hai cu un Team of the Season 86 ori 2, e fără toți. Este Odegaard. Îi dăm direct skip. Nu mai, frate, vreau și eu un toți. Hegeberg cu Odegaard, Hegeberg e ok, intră la exchange, iar acum 86 plus ori 3, vreau Team of the Season de aici, nu accept altfel. Haide, e toți! Hai cu unul bun, te rog, Germania, ok, Pop,
Da, Alexandra Pop double lock out alături de un toț. Hai cu unul bun, te rog. Te rog, hai cu ceva forță. Am adăugat direct 147 și toțul este o fată. Este Atenea, mamă, cum era Alexia putea... De fapt era moment. Aitana Bonmat, era un upgrade oare față de cardul Toti pe care l-am deja? Poate. Sau Hansen era top. Atenea, da, arată bine cardul, 3 playstyle-uri, interesant, dar din păcate cel mai probabil e Fodder ca mulți alți Team of the Season. Însă totuși un pack destul de bun cu Atenea aici în prim plan. Din nou un 86 plus or 2. Poate mai vedem ceva forță și de aici, de ce nu? Am adăugat niște toți care au mai picat pe parcurs offline. I-am pus acolo, avem 152, poate al 153-lea, nu! E din nou gol, Germania, cât de mă, Kimmich măcar? Ok, Kimmich double workout, bineînțeles, un 88 alături de hai cu un 89-90, ceva! Irene Paredes, 2 de 88. Da, totuși, destul de ok, chiar dacă n-a fost toți, măcar n-am văzut vreunul de 8-6, așa cum dă de multe ori. Chiar acum mi-a picat Ronald Araujo, faza e că eu deschideam pachete și am oprit la un moment dat filmarea, am uitat să o pornesc înainte să deschid pack-ul ăsta, eu făceam cumva reacție că mi-a picat și eram acolo atent, dar uitați să dau drumul la filmare, așa că dau abia acum drumul, după ce văd deja ce mi-a picat. Araujo, în sfârșit, primul card... Bun, jucabil, foarte bun, excepțional, nu știu cum să-i zic, nu știu cum să-l definez, să zic așa, pe Araujo, însă cu siguranță e un card bun, primul care îmi pică și mie pe la Liga, a mai fost și Gundogan, dar cred că Araujo e puțin peste. Ideea e că am Saliba în apărare alături de Kompany, scrieți voi în comentarii dacă acest Araujo este peste Saliba, toți upgradat, că i-am dat și Evo, că când era și Araujo live-ul, dar acum nu mai am ce să fac, și... sau peste Kompany, dar nu știu, mi-e greu să cred, o să-l încerc oricum. Araujo frumos de la Barcelona, aproape 500.000. Bă, e un win din 87 plus or 20 aici, de la crafting. Imediat terminăm și crafting-ul și revin cu restul pachetelor. Hai și cu un 85 plus player pick, poate mai vedem și noi un Team of the Season ceva. Ar fi frumos, așa ar trebui să ne dea ceva. Dar hai să vedem dacă e cu noroc acest 85 plus player pick. I-am dat și avem toți Herrera. Da, nu e cu siguranță totul pe care mi-l doream nici de cum. Avem din nou două pachete bombă. Un 83x20 alături de un toți garanti pack. Hai mă cu ceva bun din ăstea. Am terminat aici daily, nu daily, cum se numește frate, crafting-ul. Hai cu totul să-l vedem. No, nu iar ăsta, mi-a mai picat odată azi. L-am și băgat la SBC de timp. Am terminat crafting-ul, de acolo am aceste pachete. Hai cu ceva bun din acest 83 plus ori 20. Și mă, e gol. Nu pot să cred. Spania CM Parejo double workout, da, sper, adică da, e double workout. Da, haide mă, 83 ori 20. Chiar mă așteptam la toți. Bine, nu mi-a dat toți din 85 plus ori 20, așa că ce pretenții să mai am la 83 ori 20, să fim sinceri. Totuși mă așteptam ceva mai bine, 4 workout-uri doar. Da, un pack modest spre slab, aș putea spune, oare mai avem ceva la da applicate? Încă un workout, ok, 5. Tot nu sunt mulțumit cu pack-ul ăsta, sincer să fiu. Hai să vedem băieți acum și niște premii de Weekend League. 11 win-uri la Liga, nu e pe contul meu, e pe contul unui abonat. Însă chiar îmi doresc să-i dau ceva bun, așa că hai să începem cu player pick-urile și începem cu ăsta. Din dreapta, 1 of 3 Ultimate Team Champions la Liga toți. Vine cu Savio, cel mai bun, până aici seamănă cu contul meu. Hai din al doilea mă ceva bun, un Vinicius Bellingham ceva. Hai de capul meu, din nou Savio, cel mai mare rating Carvajal și Miguel Gutierrez. Extraordinar, așa, ăștia mi-a dat și mie, ăștia 6, mi-am vârtit și mie acolo prin player pick-uri. Bine, mi-a mai dat și Vivian, adică niște carduri de genul ăsta. Ha, mă, cu pack-urile, poate dacă n-a dat, dar mi-e greu să cred sincer, dacă n-a dat din pick-uri, să dea din pachete, dar cine știe. Hai să mergem cu 85 plus or 2, 3 double, așa de început, poate e albastru, nu, din păcate, e Marquinhos, probabil, da, un singur workout, din 85 plus or 2, Marquinhos, era lângă el și Kunde. Continuăm, nici nu știu, haide cu rare player pack-ul, apoi ultimate pack și după pack-urile untradeable.
Nu mai stăm fratele astea, că nu dă nimic. Uite, Moze, ce era, bă, că uite, am dat skip. M-am grăbit să-i dau skip. Nu trebuia, probabil, să fac treaba asta, dar vreau să dăm în pack-urile astea ce a mai rămas, să-i dăm un toți, frate, când e albastru, lăsăm animație, până atunci nu. Hai cu ultimate pack-ul, toți, poate de aici. Ar fi incredibil, e toți, e albastru. Haide-mă cu unul bun, Spania. Că mă, nu cred, e toți. Bă, cine e, frate? Aitana! Aitana, bun mate, trade, bă, nu pot să cred! Băi! Doamne! Nu pot să cred! Hai că s-a apucat el să controleze, s-a panicat, a băgat-o în club! Ce are, frate, de ce i-a dat așa repede? Bă, stați un pic! Nu ne-a lăsat nici să vedem cât costă Aitana, e vreo 3-4 milioane, nu știu, el se joacă pe PC. A dat el skip aici, frate, la toate, de ce se mișcă așa repede? Bă, nu cred! I-a dat Aitana, bă, mă, nici nu ne-a lăsat să ne bucurăm acolo de moment, direct, l-a băgat-o în club. O fi să nu-i dau eu cu XL, dar nu fac eu de astea. Hai mă, poate mi-ai dă ceva, 84 plus ori 10, e gol și de aici. Nu mai, frate, nu mai are el răbdare, eu deschid pack-uri, el când vede că e gol. Direct, direct dă skip acolo. Nici nu știu cu ăștia. Îi bagă oare la vreun SBC? Hai că îi bagă la SBC. Hai zic că le dă cu XL. La cu XL la 3 workout-uri nu există. Și ultimul pack. Dar cred că nu-i mai pasă, frate. La cu XL la 3 workout-uri. În condiția în care i-a dat Aitana Bonmaticar 3 double de 3-4 milioane. Nu știu cât costă. E incredibil oricum. Bă, top rău, frate. Cu ultimii fotă rămași în club am făcut și acest 1 of 3 Team of the Season din toate ligile, poate să bice Haaland sau poate să dea 3 slabi. Bineînțeles, vom face un stats reveal așa rapid, nu stăm mult, nu ne întindem la povești, dar facem un stats reveal. Mai mărim și noi un pic suspansul, haide mă, l-am deschis și avem așa. Haide, primul jugador aici, haide mă, cu ceva atribut details. Și, haide mă, avem așa 8-8 physical, nu știu ce să zic, hai fără defending măcar, pentru că altfel dacă are defending cu și doar 8-8 physical e mor, da, probabil că nu e nimic, wow, 8-8 passing shoot, aoleu, e clar, da mă, nu, cu physicalul ăla având și defending era clar că nu e bine, e prea puțin physical, ăsta 90 dribbling, dar nu, pa, iară banza, a treia oară, nu cred, ultimul 91 physical, 92 defending, 91 pace, ăsta n-arată rău. Playstyle-uri, de aici ne putem da seama. E tot tipul. Nu, băi, frate. Mi-am băgat toți fodării pe care mi-aveam în club după ce am terminat și pe una battle la acest player pick, ca să-mi dea Uban, Moi, Banza și Todibo. Foarte tare, like, mă, acolo. Bă, da, clar. Clar nu e ceea ce îmi doream din nou. Din păcate, aș putea zice. Ei bine, cam acesta a fost clipul de azi. Am prins ceva bombă acolo, nu pe contul meu. Bine, și pe contul meu Araujo, dar acolo Aitana Bonmati pe contul meu abonat. Bombă, băi, frate, incredibil. Sincer, chiar eu am pe varianta totii și e foarte bună. Așa că eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați acolo un like, un share și un subscribe. Bineînțeles, U7buy vă oferă cele mai mici prețuri la coin și cel mai sigur mod de a obține coin și este de pe U7buy. Folosiți și codul CIPI care vă oferă 6% reducere acolo și mă ajutați și pe mine, profitați și voi de reducerea asta, bineînțeles. Vă urez o zi sau seară faină, depinde când v-ați uitat la acest clip. Pa, pa!